Stimați profesori, dragi colegi, mă adresez astăzi dumneavoastră într-un moment în care se deschide un nou capitol din activitatea Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare, moment în care noua generație, ce a pășit cu emoție și speranță pragul acestei instituții, se pregătește să îmbrățișeze cariera nobilă de agent de penitenciare. Se spune întotdeauna că cei mai frumoși ani sunt anii copilăriei, când îndrăzneai să visezi fără a-ți asuma răspunsuri majore și fără a te gândi la consecințe. Totuși, îndrăznesc să cred că cei mai frumoși ani pentru un om sunt cei în care luăm decizii, anii în care ne asumăm aceste responsabilități, momentele în care suntem noi în fața dorințelor noastre, unde ceea ce urmează depinde doar de noi. Atunci când noi am primit cheia de onoare a școlii de la generația anterioară, am simțit o mare emoție născută din recunoașterea de către ceilalți a puterii de voință de care dispunem, dar și o mare responsabilitate de a contribui și noi cu ceva la această valoare. Acum că acea frumoasă perioadă a luat sfârșit, transformându-se într-o redefinire a sensului de învățare, ne simțim mândri că putem să transmitem celor de după noi sensul tradiției și al respectării valorilor. Napoleon obișnuia cândva să spună că în ranița oricărui soldat se află bastonul de mareșal. Eu cred în viziunea voastră, în noul suflu al acestui sistem, inovarea a ceea ce înseamnă Administrația Națională a Penitenciarelor. Poate pentru unii dintre voi această perioadă de școală înseamnă doar anul de școlarizare, însă veți susține lucrări, ascultări, examene. Important este ceea ce urmează, un an în care trebuie să luați o multitudine de decizii, în care veți avea o influență în carieră. Alături de voi se vor afla dascălii școlii, care prin munca plină de dăruire și migală se vor dedica cu sufletul și mintea formării unei noi generații de agenți de penitenciare. Ei vă vor îndruma pașii și vă vor oferi ocazia de a descoperi noi informații care vă vor folosi în viitoarea carieră. Vor transforma relația profesor-elev într-una de comunicare deschisă și sprijin, ce vă vor marca procesul de maturizare personală, dar și profesională. Ceea ce vreau eu să vă transmit este să aveți încredere în voi și să țineți minte că scopul final al acestui drum pe care îl veți parcurge este să dobândiți prin studiu și prin experiența exercițiului încrederea deplină că sunteți pregătiți să faceți față oricăror provocări, să dovediți că sunteți buni profesioniști și să tindeți spre țeluri înalte în cariera voastră. Numindu-ne cu drag generația altfel, am lăsat în fila de suflet al școlii amprenta inovării, remarcându-ne prin creativitate, originalitate și ambiție, dar mai ales prin disciplină și responsabilitate. În numele promoției 2010-2011, vă înmânez cheia de onoare a școlii, prilejul de a dovedi că sunteți o generație deosebită care va îmbogăți istoria acestei tinere, dar deja respectate școli. Mulțumesc și mult succes în activitățile care vor urma și mai ales multă încredere. La capătul acestui an vine deplina maturizare și stabilitatea dumneavoastră profesională și personală. Efortul ce va urma este foarte important și merită să încercați să fiți cei mai buni. Mult succes!